beneficia în mod direct de servicii sociale de calitate, de servicii sociale mai bune. Finanțarea acestor servicii marchează continuarea implementării efective a angajamentelor asumate de Guvernul României în cadrul reformei majore a asistenței sociale. Resursele pe care le investim nu sunt doar bani sau ziduri. Ele reprezintă un angajament de a transforma vieți, de a construi un țesut social de sprijin. Semnarea contractelor va permite deschiderea șantierelor pentru construirea spațiilor necesare serviciilor de asistență și recuperare de zi, precum și renovarea și reabilitarea unora deja existente. Serviciile sociale propuse spre finanțare vor îmbunătăți accesul persoanelor vulnerabile, precum persoanele cu dizabilități și în unele cazuri chiar și vârstnici, la servicii de calitate, contribuind la creșterea calității vieții și a incluziunii sociale. Apelurile gestionate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale finanțează atât infrastructura, cât și serviciile de îngrijire la domiciliu. Trebuie spus că aceste 20 de contracte fac parte dintr-o investiție semnificativă derulată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în valoare de 40.915.000 euro pentru construcția, reabilitarea și dotarea unui număr de 94 de centre de zi destinate persoanelor cu dizabilități. Pentru această rundă de apel, bugetul total alocat din PNRR a fost de 13.400.000 de euro. Aceasta este, de altfel, valoarea contractată a proiectelor. Reforma înseamnă schimbare, iar oamenii sunt deseori, din păcate, reticenți la schimbare. Însă, orice îmbunătățire a unui sistem, a unor măsuri, aduce după sine invariabil și încrederea. Pe asta ne bazăm atunci când ne gândim la viitorul acestei reforme însoțite de investiții adecvate. Mulțumesc dumneavoastră, tuturor celor implicați în această inițiativă și mă bucur să văd cum aceste proiecte prind viață. Felicitări tuturor! Mulțumim, doamnei ministru, și felicitări și dumneaei pentru această nouă reușită. Așadar, servicii noi și îmbunătățite, clădiri și sedii noi sau refăcute. Beneficiari, juridic vorbind, sunt liderii locali care trebuie să implementeze aceste proiecte. Dar cei care vor beneficia în fapt de aceste investiții sunt miile de persoane care au nevoie de ajutor mai mult decât alții pentru a avea o viață decentă și chiar pentru a-și regăsi rolul și contribuția în comunitățile din care provin. Aceasta este filozofia generală a tuturor proiectelor despre care tot auzim și care nu trebuie reduse doar la niște cifre statistice. Despre viziunea guvernamentală în acest domeniu ne poate spune mai multe șeful Cancelariei prim-ministrului, domnul ministru Mihai Ghigiu, pe care îl invit să ni se adreseze. Bună ziua, sărmâna, bine ați venit la Palatul Victoria. În numele domnului prim-ministru, vă felicit că am ajuns la începutul muncii, că de fapt despre asta vorbim, munca începe de acum și vă felicit că vă implicați în comunitățile dumneavoastră. Persoanele vulnerabile, fie ele cu dizabilități sau cu alte probleme, nu sunt o povară. Și cred că asta este cel mai important mesaj pe care guvernul îl transmite, că avem nevoie ca aceste persoane să fie integrate, să le găsim un rol și împreună, dincolo de această infrastructură despre care vorbim, să nu uităm exact ce spunea doamna ministru mai devreme, că în centru acțiunilor noastre sunt
oamenii. Și vă felicit încă o dată, îi felicit pe colegii de la Ministerul Muncii pentru că au reușit să ducă la bun sfârșit acest apel, că au reușit într-un an, vă amintiți cum a început acest guvern cu probleme în zona asistenței sociale, că au reușit să vină cu o reformă reală în ceea ce privește asistența socială. Nu este o reformă perfectă, dar este o reformă care îmbunătățește viețile multora dintre semenii noștri care sunt poate mai puțin norocoși. Și vreau să vă felicit pe fiecare dintre dumneavoastră, pentru că doar împreună și doar într-un parteneriat real între guvern, autorități locale, societate civilă, putem să aducem un plus de speranță, aș zice, în viețile acestor oameni care, din motive diverse, nu se bucură de aceleași șanse ca noi, majoritatea. Nu intenționez să... Deși Mihai a făcut o introducere despre politica socială a guvernului, cred că doamna ministru a surprins aspectele esențiale. Ce mi-aș dori însă de la dumneavoastră sau ce vă pot transmite din partea domnului prim-ministru, că suntem un partener, că găsiți în Palatul Victoria, indiferent că vorbim de, l-am văzut pe domnul primar aici de la Iași, că vorbim de școli verzi, că vorbim de centre pentru persoane cu dizabilități, că vorbim de orice tip de infrastructură, găsiți în guvern un partener și că modernizarea despre care tot vorbim o putem face doar împreună, doar într-un parteneriat real și sincer între noi. Mulțumesc și felicitări pentru că implementarea va fi, spor la muncă, că implementarea va fi în practică provocarea reală a acestei inițiative. Încă o dată felicitări și mult succes! Mulțumesc, domnule ministru. Cred că da, împreună este cuvântul cheie pentru aceste proiecte și pentru evenimentul de astăzi, pentru că fac eu acum o glumă, dacă îmi permiteți, e aproape un eveniment fără spectatori. De ce? Deși sala e plină. Pentru că aproape fiecare dintre dumneavoastră aveți un rol activ astăzi, sunteți reprezentanții celor care își asumă aceste proiecte alături de Ministerul Muncii și urmează ceremonia de semnare. Avem 20 de contracte de semnat și de aceea o invit pe doamna ministru la masa de protocol și urmează apoi ca eu să invit rând pe rând cei 20 de semnatari ai celor 20 de contracte pentru a asista la acest început de drum de la care avem cu toții foarte multe așteptări. Așadar, eu zic să-i dăm drumul, pentru că timpul nu este prietenul nimănui în general. Și primul contract îl invit la masa de semnare pe domnul Daniel Cristian Stan, este primar în Târgoviște și semnează numele Direcției de Asistență Socială Târgoviște, Centrul de Zi pentru Asistență și Suport a Persoanelor Adulte cu Dizabilități din Târgoviște, județul Dâmbovița. Mulțumim. Îl invit acum pe domnul primar Vasile Tiperciuc din comuna Arbore, județul Suceava, pentru a semna proiectul de construire a unui centru de servicii de recuperare neuromotorie ambulatorii. Felicitări!
Înlivit acum pe domnul primar Mihai Georgescu din comuna Călinești, județul Argeș, pentru a semna proiectul referitor la centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Călinești, județul Argeș. Mulțumim. Îl invit acum pe domnul primar Cătălin Lupu din comuna Ciurea, județul Iași, pentru a semna proiectul, contractul aferent proiectului construirea unui centru de zi pentru persoanele cu dizabilități în localitatea Ciurea, comuna Ciurea, județul Iași. Mulțumim. Înlivit acum pe domnul viceprimar Liviu Stănuc din comuna Cristești, județul Botoșan, pentru semnarea contractului referitor la construirea unui centru de zi de servicii de recuperare neuromotorie tip ambulatoriu. Felicitări. Îl invit acum pe domnul primar Iosef Varga din comuna Fântânele, județul Mureș, pentru a semna contractul aferent desființării unor corpuri de clădiri pentru a face loc unui centru de servicii de asistență și suport în comuna Fântânele, județul Mureș. Îl invit acum pe domnul primar Gicu Cranta din comuna Gura Padinii, județul Olt, pentru semnarea proiectului și contractului aferent referitor la centru de zi pentru persoanele cu dizabilități în comuna Gura Padinii, județul Olt. Îl invit acum pe domnul primar Valentin Petrică Luța din comuna Horodnic de Sus, județul Suceava, pentru semnarea contractului referitor la construirea unui centru de servicii de recuperare neuromotorii ambulatorii.
invit acum pe domnul primar Rudolf Eduard Wedling din comuna Păltinoasa, județul Suceava, pentru semnarea contractului aferent construirii unui centru de servicii de recuperare neuromotorii ambulatorii în comuna pe care o conduce în calitate de primar, Păltinoasa, județul Suceava. Îl invit pe domnul primar Adrian Isepciuc, primar în comuna Pătrăuți, județul Suceava, pentru semnarea contractului referitor la construirea și dotarea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilități la standard NZEB în comuna Pătrăuți, județul Suceava. O invit la masa de protocol pe doamna primar Steluța Ioniță din comuna Romanu, județul Brăila, pentru semnarea contractului de înființare a unui centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu în localitatea Oancea, comuna Romanu, județul Brăila. Îl invit acum pe domnul primar Toader Adrian Lavric, primar în comuna Satu Mare, dar din județul Suceava, pentru semnarea contractului pentru construirea unui centru de servicii de recuperare neuromotorii ambulatorii. Îl invit pe domnul primar Ion Spiridon pentru a semna contractul pentru construirea unui centru de zi pentru persoanele cu dizabilități din comuna pe care o conduce, Urzica, județul Olt. O invit la masa de protocol pe doamna Erica Stark, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, pentru a semna contractul aferent Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Safir din Ineu, județul Arad. Îl rog acum pe domnul director Radu Dan Surdu, director al Direcției de Asistență Socială Dorohoi, pentru a veni la masa de protocol ca să semneze contractul aferent construirii unui centru de zi pentru persoanele cu dizabilități în municipiul Dorohoi, județul Botoșani.
Primul semnatar este domnul Florin Ion, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, care va semna contractul pentru înființarea Centrului de Recuperare Neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități în orașul Târgu Frumos, județul Iași. O invit acum pe doamna Ana Berea, director executiv al Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, pentru a semna contractul aferent centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități din Piatra Neamț. Doamna Georgeta Nadia Crețuleac, director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Suceava, va semna contractul pentru înființarea Centrului de zi Dorna din Vatra Dornei, județul Suceava. Domnul Bogo Octavian Anucin, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, va semna contractul pentru centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Lugoș, județul Timiș. Domnul Vasile Marius Mărgărita, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, va semna contractul pentru construirea și dotarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Comuna Popești, județul Vâlcea. Iată că în doar câteva minute Ministerul Muncii a reconfigurat cumva viitorul persoanelor care au nevoie de ajutor, persoanelor cu vulnerabilități. Chiar dacă nu undeva dintr-un punct central ni se par niște proiecte detalii, să știți că pot să am și perspectivă extrem de locală, am o casă undeva la țară, unde legea proximității este extrem de importantă. Mesajele pe care dumneavoastră le veți duce în fiecare comunitate pe care o reprezentați va avea un impact extraordinar pentru viețile a mii de oameni. Felicitări, spor la treabă și mulțumim tuturor! Ca să ținem minte acest moment,
Vă invit în holul de onoare al Guvernului României pentru o fotografie de grup care vă va fi distribuită fiecăruia dintre dumneavoastră. Felicitări și mulțumesc încă o dată!